Pentru mulți cetățeni, depozitarea gunoiului este un fel de probă sportivă. Îl aruncă de la distanță, iar dacă nimeresc ghena bine, dacă nu, asta e. De multe ori, oamenii refuză să facă minimul efort de a pune gunoiul în pubelă și aleg să lase sacii menajeri pe jos. Și dacă aceste lucruri se întâmplă imediat după ce angajații societății de colectare a deșeurilor au trecut prin zonă și au curățat locul, munca lor a fost în zadar. O altă cauză a mizeriei o reprezintă așa zisa colectare selectivă pe care o fac persoanele nevoiașe în căutarea de peturi și mâncare. Pentru câțiva bănuți primiți de la societățile care colectează mase plastice, gunoierii, cum sunt numiți de cetățeni, scotocesc prin tomberoanele din oraș fără să se deranjeze apoi să mai facă curățenie. Îndeasă în pungă gunoaiele care pot fi valorificate și lasă împrăștiat pe jos tot ce au scos din pubele și nu le este folositor. Am surprins un astfel de proces tehnologic la tomberoanele din zona nord a municipiului Medgid. Tot în această zonă, în fața sălii de sport Dan Spătaru, mai mulți indivizi și-au făcut adăpost. Au reușit astfel să strice imaginea spațiului din fața incintei pe care l-au acoperit cu resturi menajere și gunoaie. Ce spun oamenii despre aceste probleme? Uitați ce este și aici. Țigănia după lume împrăștie gunoiul. Dezastros. Nu e asta, dar am înțeles de la asta că va renova din nou. Va mări spațiul și va fi prejmuit gard. Mizerabilă. Am anunțat și autoritățile. Agenții din cadrul poliției locale spun că îi mai gunesc pe cei care scormonesc prin gunoaie dacă îi surprind în flagrant, dar se pare că procedura este în zadar. Ei se întorc și în scurt timp zona arată la fel. Persoanele care sunt depistate că fac mizerie sau scormonesc prin acele ghene de gunoi, de obicei sunt îndepărtate, fiindcă sunt niște persoane cu venituri foarte mici, puse să facă curățenie, iar cei care sunt depistați în mai multe rânduri sunt sancționați contravenționat. Felul în care un oraș își gestionează problema deșeurilor spune mult despre gradul de civilizație al populației. La fel putem spune și despre spațiile de depozitare a gunoaielor. Însă, nu depinde numai de autorități, ci și de cetățenii acestui oraș. Cu un efort comun și ceva mai multă implicare, s-ar putea păstra curățenia.